Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 42. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, al veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Împreună cu ceilalți slujitori de la această convenție și eu, ca un slujitor al Domnului, continui să mă rog și să ne dorim ca Domnul să reverse har. Amin. I-am spus-o fratele Faze ca și cum predic eu după dumneatale, după harul care l-ai avut dumneatale acum. L-a însoțit Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Să dorim ca în continuare Dumnezeu să toarne har peste fiecare dintre noi. Și în mod special mă smeresc și mă umilesc înaintea Domnului și cer să-mi dăruiască harul cuvântului Său. Ca prin cuvântul Său, atât inima mea în primul rând, dar și inimile noastre ale tuturor să fie schimbate, transformate, zidite și să ajungem la poziția aceea de a fi gata pentru revenirea Domnului. Amin. Tematica de la momentul acesta al sesiunii este atitudinea sau caracteristicile credinciosului în așteptarea revenirii Domnului. Și în mod special am citit pasajul acesta biblic, pentru că credincioșul oricând, oriunde, trebuie să fie gata. Indiferent ce muncește, indiferent că e în parlament, indiferent că călătorește, indiferent că are o poziție socială sau alta, el acolo unde este trebuie să urmărească să fie gata. Amin. După foarte mulți dintre noi, noi suntem gata dacă am fost la convenție. După alții, ești gata dacă aparții de biserica unui păstor respectivul. După alții, ești gata dacă ai mai fost undeva la rugăciune. Frații mei, aș vrea să vă prezint ce înseamnă gata după cel ce revine după noi. Că cel ce revine după noi ia doar pe cei ce sunt gata. Ne spune Sfânta Scriptură în pilda celor 10 fecioare, cele ce erau gata au intrat. Celelalte aveau o grămadă de calități, dar au rămas în fața unei uși închise. Și creștinismul și istoria creștinismului, permiteți-mi, de pe pământul ăsta, se va sfârși în jurul unei uși. O serie din ei care sunt gata după condițiile lui Dumnezeu, voi intra în odaia ospățului de nuntă, vor avea față de făgăduințe, vor avea parte de har, de cunună și de biruință în vecii vecilor, iar o parte nu vor fi tare departe, doar grosimea unei uși îi va despărți de muzica cerească, îi va despărți de părtășia divină, îi va despărți de ceilalți, dar vor sta în fața unei uși închise, care din nefericire nu se va mai deschide. De aceea e important pentru mine și pentru tine acum să fim gata. Amin. Amin. Pentru a fi gata, am structurat mesajul meu pe trei părți. Trebuie să ai ținuta corespunzătoare spirituală, trebuie să ai atitudinile corespunzătoare și trebuie să profesezi anumite acțiuni corespunzătoare pe care le așteaptă Domnul. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este o ținută corespunzătoare din punct de vedere biblic. În primul rând, Sfânta Scriptură spune în Luca, în capitolul 12, cu versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să așteptați pe stăpânul vostru. Doamne ajută! Nu se așteaptă Dumnezeu să fii în pijamale, să fii într-o anumită poziție spirituală, cum ai tu chef, că stăpânul meu vine, fără nicio problemă. Eu voi fi cum mă găsește la vremea respectivă. Ca să fii gata, trebuie ca mijlocul să fie încins. Totdeauna, când Biblia vorbește de mijloc încins, mijlocul încins este totdeauna peste haine. Încingătoarea aceea se încinge ceva. Nu porți încingătoarea doar așa ca să o ai, ci este peste haine. Deci lucrul principal la ținuta credinciosului spirituală este să fii îmbrăcat cu hainele mântuirii. Amin. Nu poți intra la nuntă fără haina Domnului. Foarte mulți dintre noi avem hainele noastre. Avem hainele tradițiilor, a confesiunilor noastre, a experiențelor noastre. Însă prin Domnul Iisus Hristos și prin credința în El, ni se oferă haina mântuirii, căci nu este dat alt nume oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Amin. Iubitul meu prieten, iubitul meu invitat în locul acesta, întrebarea mea pentru tine, ca să fii gata, ești îmbrăcat în hainele mântuirii? Pentru că spune Sfânta Scriptură că la acea mare nuntă pe care a organizat-o împăratul, au intrat tot felul de oameni.
Și când împăratul a intrat acolo să-și vadă oaspeții, a găsit acolo pe un om care nu avea haină de nuntă. Și împăratul a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? M-aș fi așteptat că ăla să răspundă rapid: Doamne, n-am știut că îmi trebuie haină de nuntă, efectiv, vrea haină de nuntă, croitorul mi-a luat materialul, nu mi l-a mai dat, am venit cu ce am avut și eu, în costum de blugi sau în costum de eslatul, n-am venit cu ceea ce a trebuit. Spune Scriptura că omul acela a amuțit, știți de ce? Amuțim atunci când nu mai avem argumente. Atunci, la ușa de intrare în odaia ospățului de nuntă se dădeau haine pentru nunta respectivă. De aceea îi lua pe toți de pe drum. Condiția ca să intre și să rămână la masă era să ia haina aia pe ei. Și ni s-a adus haina mântuirii prin credința în Iisus Hristos. Nu cumva vrei să intri la nunta Marelui Împărat cu haina ta? Nu cumva te crezi destul de capacitat și destul de înțelept să intri acolo să-L jicnești pe Împăratul? Împăratul te acceptă la nunta aceea mare doar în credința în Fiul Său preiubit Iisus Hristos. Poți să ai o haină prin care apreciezi un păstor, un proroc, o anumită instituție. N-am nimic împotrivă, dar nu rămâi la nuntă. Ești scos afară. De aceea te-aș întreba astăzi, ești îmbrăcat în aceste haine a mântuirii? Ce bine este să fii îmbrăcat cu ele. Există oameni care vin și spun în felul următor: Domnule, eu observ foarte mulți credincioși care s-au îmbrăcat în hainele mântuirii, le-a dat Dumnezeu, dau niște pete pe ele. Și ăsta e adevărul. După ce ne-a dăruit Dumnezeu hainele mântuirii, în lumea aceasta păcătoasă, stricată, lucrând, muncind pentru Domnul, alergând pentru Domnul, s-ar putea să te împiedici, s-ar putea la un moment dat să ajuți pe cineva care e murdar. Când îl scoți din șanț murdar, te pătezi pe hainele tale, chiar făcând binele, de foarte multe ori, ești ispitit să gândești rău și în momentul acela se pătează hainele tale. Soluția pentru fiecare credincios este simplă. Și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsului, pe finalul cărții Apocalipsului, există un pasaj foarte frumos care atenționează pe credincioși și spune în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în... Deci Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, recunoaște că ne putem păta hainele. Recunoaște că într-un anumit moment de neveghere, la un moment dat dorind să faci binele, câteodată iese rău. Ca atare, soluția, nu să-ți pui foarte multe întrebări în domeniul ăsta și să cazi într-o stare de deznădejde. Soluția e simplă, să vii cu pocăință, cu recunoaștere în prezența lui Dumnezeu și apoi, stimatul meu, să ceri ca sângele Domnului, singurul care curăță desăvârșit, să spele haina ta, slăvit să fie Domnul. În cartea Apocalipsului, capitolul 7, ni se spune de o mare mulțime de oameni îmbrăcați în haine albe, din toate semințiile pământului, din toate ramificațiile lumii acesteia, din toate națiunile pământului acestuia, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână. Și acolo se pune o întrebare: cine sunt aceștia și de unde vin? Ioan recunoaște: nu știu. Și apoi răspunsul dă omul din ceruri: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și nu numai și le-au spălat, și le-au albit în sângele mielului. Amin. Aceeași soluție o avem și noi. Aceeași soluție. Întrebarea mea pentru tine: folosești sângele Domnului? Pentru că sângele Domnului îți curăță păcatul de care ești conștient, de care îl cunoști. De aia ne-a dat dăruit Dumnezeu, frați și surori, ca să ne ajute în domeniul ăsta. Pe lângă ungerea din interior care ne învață, nu-i nevoie, când faci o faptă bună, nu știe nimeni, dar din interiorul tău Dumnezeu îți spune: ai făcut bine, continuă să mergi pe aceeași linie. La un moment dat, faci o greșeală, ai o atitudine răzvrătită, încăpățânată, toată lumea te felicită că trebuia cineva să fie și așa. Dar înăuntrul tău există cineva, ungerea, care îți spune: nu-i corect, nu trăiești la nivelul la care te-a cerut Dumnezeu. Nu trebuia să spui tu lucrul acesta. Nu ți se cădea ție, ești prea tânăr pentru asta. Nu trebuia să faci așa ceva. În timp ce toți te apreciază că ai ieșit în decor, ungerea din interior vine și spune: tu trebuie să trăiești într-un alt fel. Dacă identifici lucrul acesta, te poți sfinți și poți cere sângele Domnului.
Dacă în schimb mergi tot așa și spui, las că e bun așa, eu așa, eu mai iute din fire, eu îi spun pe șleau, eu pe drept merg așa, eu pornesc drujba, tai și după aceea constat că am tăiat la pomul greșit. Eu merg așa, frații mei, nu ne pocăim niciodată și sângele Domnului nu ne poate curăți de lucruri pe care nu le vedem că le avem în viața noastră. Și de multe ori le spuneam la frați, te ajută, frații. Când am început eu să predic Evanghelia, eram împreună cu niște prieteni și la un moment dat, pe când predicam atunci cam câte 20 de minute, așa predicam, i-am văzut pe prietenii mei cu foi de hârtie și cu notau. Am spus, băi, ăștia schiuțe la predica mea. Înseamnă că predic bine. Când s-a terminat de predicat predica mea începătoare, i-am întrebat, băi, ce idei v-ați luat de acolo? În predica ta scurtă de 20 de minute, ai spus de vreo 20 ceva de ori cuvântul așadar. Așadar. Eu nu aveam timp în timp ce predicam, eu mă uitam la oameni că eu de câte ori spun așadar, 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 așadar. De ăștia notând lucrul ăsta și dintr-o dată am devenit conștient, băi, să știi că ăștia m-au ascultat, aveau liniuțe tot trecute acolo, de câte ori am spus eu așadar. Când m-am ridicat ultima dată, ăștia iar aveau pixurile și hârtia în mână. Și am început, stimații mei ascultători, așadar, fiindcă suntem în locul acesta, cum de-am putut eu îndrepta? Că cineva m-a ajutat. Altfel și acum eram pe așadar. Stimații mei, de-aia e frați lângă tine. Te ajută? Le permit să te ajute? Când haina-i pătată, când în față, te uiți, dar la spate cât ești de geniu, n-ai de unde să-ți dai seama. Dar te pot ajuta, prea iubiți frați, Doamne ajută! Când îi ai în spatele tău, de aceea Scriptura spune, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap, Doamne ajută! Peste hainele acestea ale mântuirii spirituale, spălate, curățite, albite, pune brâul. Doamne ajută, mijlocul să-ți fie încins. Spune Scriptura, mijlocul să-ți fie încins cu adevărul. Iubiții mei, adevărul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Mi s-a vorbit foarte frumos ce este Scriptura, ce este Biblia. Adevărul lui Dumnezeu. Încearcă să ai adevărul lui Dumnezeu, pentru că asta îți dă putere. Totdeauna mijlocul în Biblie reprezintă puterea, câteodată puterea de ridicare, puterea de lucru, puterea de efort, dar îți reprezintă puterea pe care o poți avea. Foarte mulți credincioși suferă astăzi de anumite boli, n-au putere, n-au tărie, pentru că n-au brâul corespunzător. Pe vremea când erau eu mai tânăr, mai copil, erau bătrânii de la noi care mergeau cu grâu la moară sau cu porumb la moară. Mergeau. Când ridicau sacii ăia, îi vedeam pe bătrânii ei, aveau niște brâie de piele foarte late. Dar de ce, domnule, ai lăsat cureaua aia care o vei tu la pantaloni? Băi, când ridici sacii ăștia de 80 de kilograme, dacă nu ești încins cum trebuie, ți se rup mușchi abdominale, ai iernie inghinală, domnule. Și eu nu vreau să fiu deranjat de niște saci de greu. Și umblau bătrânii ăia. Știți că arterofilii care ridică greutăți din ce în ce mai mari au brâile foarte late ca să n-aibă rupturile astea abdominale? Din punct de vedere spiritual, iubitul meu, dacă cunoști că Biblia începe doar cu Geneza și se termină cu Apocalipsa, tu ești încins cu o bucată de sfoară, atâta tot. Na, ridică tu cu bucata aia de sfoară, încins, ridică tu un sac de 80 de kilograme, te curmă la mijloc, efectiv te taie la mijloc. Brâul să fie lat, Doamne ajută, să cunoști din Scriptură. De-aia ne adunăm aici, de-aia studiem Scriptura, de-aia mergem în biserică, de-aia fii când Domnul predă lecția, fii atent acolo, pune întrebări, chiar dacă deranjează pe unii păstori. Întrebările fraților mă face să studiez mai mult, mă face să văd și cealaltă latură. De aceea e important, fă ca brâul tău să fie lat, mijlocul să-ți fie încins, Doamne ajută. Uită-te câtă lățime are brâul tău, că dacă n-are lățime, eu știu că te înfingi să te duci la altul, să-i povestești tu că trebuie să vină la credință. Spune Scriptura, dacă vreunul dintre voi a căzut într-o greșeală, voi care sunteți duomnicești să ridicați cu Duhul, dar ia seama la tine însuți, cu alte cuvinte, cum ești încins. Că atunci când vrei să ridici pe ăla, neavând o învățătură sănătoasă, având 3 zile de pocăință și atunci lipsești de la adunare și n-ai brâu, n-ai învățătură, te duci la el și în loc să-l convingi tu pe el să vii la adunare, te convingi el să stai acasă. De ce? Că n-ai avut brâu lat. Studiază, fratele meu. Atunci când pleci într-o misiune, știu o situație dificilă, știu un om care e legat de anumite adicții, nu te repezi în râvna ta, fără înțelepciune. Du-te la un om care are brâul lat, folosit de Dumnezeu și spune, frate, la cât știu eu, nu pot să stau în față, îmi recunosc limitările.
Dar te rog frumos, dumneata merge acolo și dacă vrei să mă iei și pe mine, să văd ce cuvinte folosești să mă pot pregăti, atunci ești pregătit, iubitul meu. Dar dacă te duci singur, cum spunea fratele Gabi ieri, te cheamă cineva, bă, vină la noi și acolo rămâne. Pentru că era încins doar cu ceva foarte subțirel, aproape inexistent. Să ai un brâu lat al cuvântului Dumnezeu, Doamne ajută! Și când ai brâul acesta lat, ține făclia în mână. Stai în mână, asta reprezintă mărturia. Te expune, iubitul meu. Imaginați-vă că aici e întuneric, beznă. Și dintr-o dată eu aprind o făclie și o pun deasupra capului meu. Eu n-am cum să vă văd pe voi. Dar voi îmi vedeți orice mișcare. Așteaptă-te să fii expus. Când te-a ales Dumnezeu din lumea aceasta, din întunericul lumii acestea și te-a adus la lumina Evangheliei slavei sale, ți-a pus în mână făclia Duhului Sfânt și mărturia Duhului Sfânt în viața ta. Ești văzut de oriunde. Tu nu-i vezi pe ceilalți. Câteodată bănuiești ce să faci în întuneric. Și apostolul spune, ne-e rușine să spunem ce fac ei în întuneric. Dar tu ești în lumină. Suntem deranjați câteodată ca și credincioși. Domnule, sunt oameni în lumea asta, în diferite structuri de autoritate și de putere, care fac o grămadă de prostii, o grămadă de nelegiuiri, o grămadă de lucruri, nu vă mai spun pe nume ce fac. Nimeni nu se deranjează de ei. Se știe, dar nu se deranjează de ei. Când unul de-a nostru face o gafă mai micuță, dintr-o dată vuiesc canalele de știri, dintr-o dată internetul fierbe. Cum de? Pentru că a nostru trebuie să-și dea seama că din întuneric Dumnezeu l-a adus la lumină, l-a pus o cetate pe un munte și toată lumea stă cu binoclu pe el. Chiar dacă crezi că nu ești observat, de-aia trebuie să trăiești la nivelul chemării tale. Doamne ajută! Amin. Nu poți trăi o viață de 2 lei. Nu poți trăi o viață la second hand. Trebuie să trăiești vrednic de chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Că te numești copil al lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, ai făclia în mână. Luminează acolo. Se vorbește astăzi o grămadă de asaltul asupra familiei și este un asalt. Se vorbește de asaltul asupra creștinismului și este un asalt. Aș vrea să vă întreb, iubiții mei, singurul lucru pe care ne-l cere Dumnezeu este să fim lumină. Imaginați-vă că se strânge becurile aici în sala asta. Se strânge becul. În momentul în care e întuneric, beznă, și cineva apasă întrerupătorul, cât se duce lupta dintre întuneric și lumină? Un sfert de oră, după care de obicei lumina biruiește. Nu! Instant apare lumina și dispare ce? Într-o lume în care oamenii trăiesc în întuneric, Dumnezeu ne cere doar să fim lumină și întunericul dispare. Să ne ajute Dumnezeu! Nu există luptă în domeniul ăsta, trebuie doar să fii. Stai cu făclia sus. Diavolul se luptă foarte mult și spune, nu sta cu făclia sus, să văd petele pe haină, dar am sângele Domnului Iisus Hristos. Nu sta cu făclia sus, obosești, unii își mai permit unii, alta, coboară făclia jos, stinge-o, că nu mai este nicio diferență între haina ta și a celuilalt. Pe întuneric toți arătăm bine. Pe întuneric, nu poți să-i spui lui, băi, ești pătat pe obraz, te întreabă ăla, dar vezi în infraroșu că e întuneric, beză, băi. N-ai cum, toată lumea stă bine în întuneric. Când ai aprins lumina, lumina te expune în primul rând pe tine și apoi se enervează ceilalți. Băi, nu pot veni la lumină, că mi se văd faptele. De-aia oamenii iubesc întunericul, dar tu ține făclia sus, Doamne ajută. Îi deranjează pe ceilalți. Când mergi frații care mai predică, mai slujitori, oameni mai pocăiți, care sunt foarte atenți la vorbe, la glumele proaste, care sunt foarte atenți, oamenii ăștia știu, băi, ăla e așa, noi ăștia stau toți la rând la frizel. Și numai apare dintr-o dată un om din ăsta la rând. Toată lumea nu mai poate vorbi și vorbea până atunci. Toți aveau tot felul de glume în program. Dintr-o dată, când a apărut omul ăsta, toți se uită, băi, cât stăm rândul ăsta, cât mai durează aici o jumătate de oră, o oră, trebuie să stăm liniștiți, frate, aveți prioritate. Intră dumneata în față să avem noi liniște în continuare. De ce? Pentru că oamenii ăștia sunt lumină, ei impun o anumită decizie. Oriunde intră ei, unii sunt deranjați. Tristețea mea este că de foarte multe ori văd că există deranj acum în biserică, când apar oameni echipați, încinși și cu lumina în mână și spun, oameni buni, noi trebuie să trăim pocăința, noi trebuie să nu datorăm nimănui nimic, noi așteptăm pe Domnul. Se deranjează, băi, dar ce are ăsta acum? Dintr-o dată, fiecare cu ce are el, frații mei, oriunde am fi, în orice ipostază, fiți îmbrăcați, încinși, cu făclia în mână, Doamne ajută! Să se cunoască lucrul acesta.
Permiteți-mi să vă vorbesc despre al doilea lucru care ne face gata. Pe lângă o ținută corespunzătoare, trebuie să avem o atitudine corespunzătoare, frații mei. În primul rând, trebuie să fim fără vină și în pace. Cuvântul Domnului spune într-un pasaj biblic din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 13, în felul următor: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Căutați să rezolvați problema interioară, trăiți în sfințenie, curățiți-vă pe zi ce trece, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Fiți sensibili la ceea ce Duhul Sfânt vă vorbește. Sunt lucruri și etape de crescut în viața noastră, dar Dumnezeu dorește să avem acea pace lăuntrică, acea bucurie lăuntrică a trăirii în curăție, în prezența lui Dumnezeu. Și e foarte important pentru noi să ținem cont de lucrul acesta, că Dumnezeu este Cel ce privește spre viața noastră și ne dăruiește harul Său. Căutați să trăiți în sfințenie. Sfințiți-vă pe zi ce trece. Lăsați ca Duhul sfințeniei să fie peste viața voastră. Al doilea aspect pe care îl sublinează Scriptura aici: având o viață sfântă, dorești să trăiești în pace. De obicei, când viața nu este sfințită, nu este curățită, nu este spălată în sângele Domnului Iisus Hristos, pacea este opțională. Foarte mulți oameni își permit să trăiască în conflict cu alții, în conflict cu Dumnezeu, și sursa, ni se spunea și ieri, unul singur, păcatul, care infectează lăuntrul vieții noastre spirituale. De aceea, uită-te la viața ta, ai pace? Ai pace în primul rând cu Dumnezeu? Pentru că ni s-a dat harul ca prin credința în El să primim neprienirea care ne dă pace cu Dumnezeu, ne dă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai pace? Scriptura vine și spune foarte clar: întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Stă în puterea noastră să rezolvăm anumite probleme. Caută să trăiești în pace, caută să fii lângă ceilalți, în așa fel încât să fie o sursă de binecuvântare, de har și de putere. Lasă ca pacea lui Dumnezeu să umple viața ta și inima ta, ca să poți trăi în pace. Spunea psalmistul: caută pacea și aleargă după ea. Nu fi mulțumit că știi exact cum e pacea, câteodată trebuie să alergi și asta înseamnă efort. Câteodată trebuie să spui: te rog frumos să mă ierți. E unul dintre cele mai grele cuvinte de rostit, și în familie, și în biserică, și în societate. Câteodată e bine, ca și păstorii, să observăm câteodată câte un conflict care apare din nimic, din nimic, și cele două persoane sunt atât de orgolioase la momentul respectiv, chiar dacă ieri au fost merite, dar azi sunt atât de pornite, pentru că firea noastră nu moare, există în noi, ea trebuie crucificată în fiecare zi. Dacă într-o dimineață uiți să-ți crucifici firea și să spui: Doamne, Tu ești regele, Tu ești împăratul, mă supun voiei Tale, în ziua aia ești orgolios, în ziua aia ești mândru, în ziua aia ești arogant. Și câteodată nici rușine nouă de gafile care le facem în mândria și aroganța noastră. Însă, dacă te uiți la asemenea situații, vezi că oamenii aia nu se împacă și îi spui: Domnule, e simplu la voi, cereți-vă iertare. Nu pot, nu pot. Dar de ce să creadă el că ședez eu? Nu pot. Și simplu e că atunci când n-ai cu nimeni nimic, să spui în biserică: frate, te rog frumos să mă ierți, să-i spui neveste, dar ce, ți-am făcut ceva? Nu, dar mă antrenez pentru vremuri grele. Mă antrenez că atunci să fie mai ușor. Ați observat că atunci când chiar cu adevărat suntem vinovați, știm că trebuie să ne cerem iertare, parcă avem un nod aici. Un nod. Și vrei să spui: vreau să spun ceva, ce? Vreau să spun ceva, ce? Și vreau să spun că, și gata. Trebuie să bănuiască ceva. Vrei să ceri iertare? Da, iubiții mei, antrenează-te la lucrul acesta. Fii în pace. Foarte multe probleme se rezolvă simplu, discutând cu celălalt. Orice insinuare de genul ăsta, comunicați, spuneți-i celuilalt. Și dacă n-aveți tăria asta, v-a șugat tare mult. Iertați cum a iertat Hristos, Doamne ajută. Mergeți mai departe. Nu tot bombăniți pe cale și spuneți: ăla s-a uitat urât la mine, știu de ce. N-ai aparatură de știi gândurile, dar tu știi de ce.
Și o viață ți-a putea să ani de zile stai pe bază la ce ți pare ție că o gândit celălalt. Câteodată și plângi dacă ești soră sau mamă sau soție, plângi și constați după ani de zile că ai plâns degeaba. Nu există răsplătiri pentru chestia asta. Știu că așteptați răsplătiri, dar nu există. Udați perna aia degeaba. Îl mai stresați și pe bărbatul. Băi, ce are respectivul cu noi? S-a uitat urât la noi. Mă, dar te ridică de acolo și când se încheie slujba, mergi la sora, mergi la familia respectivă, împreună cu soțul, împreună cu soția și spune, ni s-a părut nou, s-a putea să ni se pară greșit, noi putem fi dușleste în eroare. S-a întâmplat lucrul ăsta, ați gândit cumva? Tu spune, dom'le, nici nu ne-a trecut prin cap așa. Noi vrem să avem pace? Doamne ajută, frații mei! Foarte multe lucruri ne iau pacea. Și când din nefericire constatăm că ne-a înșadat satana să credem lucruri care n-au susținere în realitate. Trăiește în pace cu toți ceilalți. Și ultimul aspect, învață-te să ai răbdare. Pentru că spune Scriptura, doar cel ce va birui până la sfârșit, doar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Învață-te să dezvolți răbdarea. Răbdarea, le mai spun la frați și îmi spun și mie, nu se dezvoltă în situații când toată lumea te respectă. Când tot spune, ce om deosebit ești tu și tu trebuie să răbzi. Când cineva spune, ce bine slujești tu și tu trebuie să răbzi. Ce om gospodar ești tu și tu trebuie să răbzi. Nu. Dintr-o dată, răbdarea se dezvoltă în mijlocul necazurilor, adică a tensiunilor, a problemelor dificile. Și ca Dumnezeu să ne dea biruință, ne pune la școala răbdării. Imaginați-vă că alergăm pentru un premiu ceresc. Alergăm și trebuie să alergăm până la capăt. Dacă ți-ai pierdut răbdarea pe drum ca evrei spre Canaan, rămâi mort în pustie. S-o terminat cu toate visurile tale. S-o terminat cu tot ce ai visat tu vreodată despre împărăție. Nu pentru că tu n-ai intenții bune, nu pentru că nu ai pornit bine, nu pentru că n-ai avut suport, ci efectiv ți s-a terminat răbdarea. Și ca nouă să nu ni se termine răbdarea până la capăt. Dumnezeu ne-a inclus în biserică și aduce lângă noi niște persoane ciudate, spunem noi. Există frați de-ai mei care tot vizitează diferite biserici, tot se mută. Dom'le, mă mut din altă. De ce? Sunt niște ciudați aici, niște încălciți, mă duc în altă parte. Când îți duci în altă parte, găsești profesorile ăștia. Îi găsești pe, băi, și unde mă duc eu? Îi găsești academicieni în altă parte. Tot la sistemul ăsta. Și unii se duce, m-aș duce la prima pentru că erau amatori. Frații mei, câteodată când nu vrei să înveți ce trebuie, te mută Dumnezeu și te trimite la profesioniști. Și când te trimite la profesioniști, nu mai poți pleca. Și aia te țină acolo și dintr-o dată nu ți explici niște lucruri. Dom'le, de ce e așa încălcit? De ce e așa suspicios? De ce e așa? Îl așează Dumnezeu lângă tine și îți spune, te rog frumos, începe să te antrenezi în răbdare. Nu fugi, că nu poți fugi toată viața. Ai fugit de amatori? Ai fugit de etapa a doua, acum ești la profesioniști. Rămâi aici și pregătește-te. Am vrut să te pregătesc etapizat, dar ți-ai cerut transferul. Acum rămâi pe faza aceasta și mergi până la capăt, când nu am alții să-ți mai dau. Și în momentul ăla stai acolo, îți vine, te întâlnești cu frați din alte biserici. Băi, cum o duci? Bine, cum să o duc? Îi harul lui Dumnezeu mă dezvoltă răbdare pe toate laturile. N-ai ce face. Stai acolo pentru că asta te va ajuta. Observ oameni care au răbdare foarte multă în familie și câteodată se dau un pietic la adunare generală și câteodată se dau un pietic pe șantier și câteodată spui, băi, ce-o văd? Dom'le, n-am mai avut răbdare. Ei bine, Dumnezeu are niște școli speciale și în biserici îngăduie oameni care spunem noi, dom'le, de ce l-a adus Dumnezeu pe asta la pocăință? Eu m-aș fi așteptat la pocăință toată lumea să mă respecte și să-i respect. Eu m-aș aștepta la pocăință, eu să mă ridic, să-i dau locul și el să mi-l dea pe-a lui. Că de fapt asta urmăream eu. Eu m-aș aștepta la pocăință, toată lumea, efectiv, nu mai poate din cântare unul față de celălalt. Și dintr-o dată găsesc persoane care n-au nicio treabă cu lucrul ăsta. Și nu numai atât, Dumnezeu îi ține acolo, îi binecuvintează acolo. De ce? Pentru că tocmai oamenii aceia îmi verifică mie și e aparatura de măsură prin care eu verific, am răbdare sau n-am răbdare. Pentru că în adunare s-ar putea să n-am răbdare cu fratele și am dreptul să mă duc, voi frate, nu am vorbit ce trebuie. Te rog frumos la sfârșitul slujbei, iartă-mă, domnule, mi-am ieșit din papuci, efectiv, te rog să mă ieși, fratele, spune, fără nicio problemă, eu sunt aici pentru teste, fratele meu, fără nicio problemă. Continui, că altfel, dacă nu rezolvi problema acolo, ești pe șantier și bubuie acolo treaba.
Dacă nu ești cu fratele tău sau ești în concediu și bubui în concediu, problema. Oricum lipsa de răbdare se vede. Și așa dezvoltă Dumnezeu răbdarea în noi, răbdarea în noi, răbdarea în noi, că la un moment dat auzi că te vindi careva, pentru că aici se va ajunge, pe finalul istoriei creștinismului, creștinismul se va împărți în două, în oameni care vor vinde pe frați și în cei vânduți. Matei capitolul 24. Oameni care vor vinde pe frați. Spune Sfânta Scriptură, când veți fi prigoniți într-o cetate, voi nu stați în fața trenului. Fugiți în altă cetate, vă dă libertatea asta. Bine, tu te duci dintr-o parte în alta, ai posibilitatea să te ascunzi. Dar frații tăi știu unde ești. Și la un moment dat vor considera o onoare să te dea pe mâna celor care te caută. Și atunci creștinismul se va împărți în două, în cei care vând și în cei vânduți. Învață-te de pe acum să răbzi, Doamne ajută! Ce-ar fi trebuit să facă Domnul când a văzut că unul din oamenii în care a investit 3 ani și jumătate, îl vinde? Să intri într-o depresie totală, să spui, am vrut să fac un lucru, dar unul dintre voi m-a dezamăgit la culme? Nu! A trecut mai departe. Iubitul meu, mântuirea e câștigată, împărăția e aproape gata, cununile sunt pregătite, trebuie să avem răbdare până la capăt, Doamne ajută! Ia totul ca un test! Când intri în adunare, când mergi la șantier, când ești pe șosea, oriunde ești, gândește-te că cineva îți dă teste. Când se enervează nevasta pe tine, gândește-te că-i test. Când copilul nu te ascultă, gândește-te că-i test. Când gândești așa, ai să vezi ce ușoară viața ai, că iei numai note de 10, Doamne ajută. Dar dacă nu gândești că-i test, arăți și știi tu. Dintr-o dată nu mai ai răbdare, învață și ăsta că și tu ai personalitate și că tu poți spune cuvinte pripite și că tu poți să te enervezi și te faci de râs. De aceea, frații mei, să ne ajute Domnul să fim tare în răbdare. Amin. Să fim la test. Acum eu sincer să vă spun, nu o să vă testez cu lungimea predicii, că predicatorii vă mai testează și ei în domeniul ăsta. Eu nu o să vă testez, vreau doar să vă spun că primul domeniu în care trebuie să fim gata este în ținută. Să ai hainele mântuirii, încins cu brâul adevărului și făclia sus. Apoi, a doua domeniu unde trebuie să fii gata, este să fii gata în atitudine. În primul rând, să fii fără vină. Caută să rezolvi problemele pe care le ai, să trăiești în pace cu toți ceilalți. Și apoi, iubitul meu, dezvoltă-ți răbdarea. Nu tot comenta pe drumuri. Tinervează ăla, tinervează celălalt. Nu uita, nu uita. Dacă există într-o biserică o anumită stare de tensiune, e îngăduită de cineva acolo, e îngăduită. Nu-i spune tu lui Dumnezeu că habar n-are ce-i acolo, știe ce-i, că mă supără pe mine, că îl supără pe altul, dar biserica este a lui Iisus Hristos. Dacă eu chinui niște frați cu niște predici de-a mele, eu dacă chinui niște frați cu niște atitudini de-a mele, Dumnezeu mă poate parca în spital 6 luni de zile și voi aveți liber, aveți concediu. Dar frații mei, Dumnezeu mă ține acolo pentru testul vostru. Nu mai comentați atâta, că comentariile voastre arată că nu v-ați dotat cu răbdare. Și vă ține Dumnezeu acolo, îi dă și sănătate lui fratele. Frații mei, să ne ajute Dumnezeu să fim răbdători. A treilea lucru pe care vreau să-l subliniez pe lângă ținută și atitudine sunt acțiunile. Prima acțiune pe care ne-o cere Scriptura este să ne rugăm, Doamne ajută! Rugăciunea este cenușăreasa bisericii din zilele noastre de astăzi. De foarte multe ori se ocolește rugăciunea. În capitolul 21 din Luca, versetul 36, Scriptura spune: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Când va veni Fiul Omului, nu te așteaptă să stai trântit jos. Doamne, așa arată un biruitor din zilele noastre. Nu, nu. Te așteaptă să stai în picioare ca un soldat în poziția de drept, salutându-ți comandantul, care prin Duhul Sfânt te-a călăuzit până aici. Slăvit să fie Domnul! Asta e poziția ta. Undeva starea de om gata este prezentată de Apostolul Pavel în Efeseni, în ținuta și armura credincioșilor. Dar voi stați gata, dar având mijlocul încins. Și apoi continuă cu toată armura, pregătit oricând de luptă. Stimații mei, caută să te rogi. Există biserici și comunități și trebuie să vă spun lucrul acesta de aici, pentru că văd că lucrul ăsta pătrunde în poporul lui Dumnezeu, ajung câteodată invitat la anumite slujbe de evangelizare în anumite biserici și discut cu frații păstori, de obicei vin mai repede, cum vin și la conferință, caut să vin când mai repede, e un accident când întârzi, dar de obicei vin mai repede. Deci discut cu frații păstori și îmi dau seama când intru în biserică, ca și slujitor,
Duhul Sfânt îmi descopere anumite stări ale bisericii, dar la rugăciune, la momentele de rugăciune. Discut cu frații, toate ce facem, mergem în adunare, ora 9 dimineața, mergem? Nu, noi stăm la birou pastoral, noi discutăm. Pe cine mergem anul ăsta la alegeri, pe cine alegem în fruntea cultului, ce discutăm acolo, ce discutăm? Frate, dai rugăciune, las că noi stăm aici, noi intrăm ca profesioniști mai târziu. Și după ce se termină rugăciunea, după ce ăștia se roagă acolo, apărem noi cu păstorul de loc, cu Bibliile puse la piept așa, tot poporul se ridică în picioare, că apar personalitățile, scuzați frații mei colegi, dar apar și mergem în față la ei acolo să le prezentăm cam cum trebuia să roage ei când noi am lisit. Frații mei, v-aș ruga tare mult de orice poziție să ne rugăm, Doamne ajută! Că vin ceilalți, că nu vin, că avem o grămadă de treabă, avem în afara timpului. Nu în timpul de rugăciune. În timpul de rugăciune vrem adunarea cu mâinile sus, primii trebuie să fim noi. Vrem ca copiii noștri să stea cu mâinile sus, primii trebuie să fie tații și mamele. Doamne ajută! Vrem să transmitem ceva generației, dar dintr-o dată vrem ca ei să crească așa singuri și efectiv după ce ei e un val de trezire spirituală să venim și noi de la biroul pastoral și să mirăm ce e asta, domnule? Asta e din cauza noastră. Ne-am rugat acolo sus printre propoziții. Frații mei, toate astea înseamnă muncă. Roagă-te, Doamne ajută! Începe să te rogi, să ai pasiune de rugăciune, pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Rugăciunea, frații mei, ne este dată nu numai ca o comunicare pe care o avem în limba română sau germană cu Dumnezeu. Și spune Scriptura să ne rugăm prin Duhul. Când te rogi prin Duhul, spui taine cu Dumnezeu, te folosește Dumnezeu și poți vedea minunile Domnului. Am să vă prezint una în scurt pe care am mai prezentat-o în sânul comunităților din Austria, dar o repet la convenție. O fată din localitatea noastră, Dumbrăveni, a plecat în Grecia să lucreze. A lucrat acolo o bucată, s-a întâlnit cu un egiptean din religie mahomedan. S-au plăcut, s-au căsătorit și au doi copii. Pentru că lucrurile în Grecia n-au mai putut merge cum trebuie, Hasan, ca așa îi zice numele lui, nu s-a mai dus înapoi în Egipt, o țară predominant musulmană, din pricina dragostei pentru fata asta. Pentru că fata asta a intrat direct în prigoană acolo și avea viață grea. Și atunci au spus, atunci vin eu la Dumbrăveni, Suceava, de unde ești tu? Și a venit la Dumbrăveni. Un frate de-al nostru doritor i-a dat un nou testament în limba arabă. El încerca să vorbească românește, nu prea putea, grecește mai rupea puțin, iar restul vorbea egipteană și arabă. Și la un moment dat, citind Noul Testament, ne-am întâlnit undeva să discutăm. El rupea puțin românește, eu îi explicam, marea problemă, el s-a oprit, ca și musulman, la doctrina Trinității. Tocmai ceea ce e foarte greu câteodată să explicăm românilor să înțeleagă că nu pricep de ce Dumnezeu e unul singur prezent în trei persoane. Și arabul meu n-are altceva să întrebi din Biblie decât despre Trinitate. Cum e Dumnezeu Tatăl, cum e Dumnezeu... Na, explică-i tu că el nu înțelege nici română, eu egiptean nu știu, am încercat ceva, n-am reușit nimic. El spune, da, asta este, nu pricep. Și la un moment dat, când noi am avut o slujbă în biserică, de ordinare a unui misionar pentru Mongolia, se ridică egipteanul nostru în picioare și spune cât prindea el românește. Eu văzut, eu crezut, eu botezul. Toți frații de acolo care erau prezenți au spus, domnule, adu-l pe ăla care știe greacă, puțin să vedem ce-i văzut ăsta, ce-i crezut ăsta, că cine știe ce. Să vedem ce. Și omul ăsta prezintă și spune, m-am rugat la Dumnezeu să-mi descopere adevărul. Și de 3 ori în adunare, marța seara, prin vorbiri în alte limbi, Dumnezeu mi-a vorbit în egipteana în care m-am născut ca copil. Eu te iubesc, vino la mine. Și frații și-au adus aminte, când timpul rugăciunii din marți seara venea egipteanul și întreba, și spus tu la mine? Și spus tu la mine? Și frații, nu spus nimic la tine, lasă-mă. El nu spusese nimic, nu știa ce spune, pentru că se ruga prin Duhul. Și egipteanul de 3 ori a auzit aceleași cuvinte. Eu te iubesc, vino la mine. După aceste 3 revelații, prin vorbirea în limbi, prin ceva obișnuit în sânul comunităților pentecostale, spune el, am văzut într-o noapte, într-o vedenie, am văzut o ușă deschisă și dincolo de ușă o persoană la care nu i-am văzut fața, de am văzut palmele. Palmele aveau gaură în ele, cum spunea el, erau străpunse, erau palmele lui Iisus Hristos. Și a continuat mesajul care începuse cu vorbirea în limbi. Eu te iubesc, vino la mine căci vreau să cinez cu tine. Spune el, am vrut să alerg. Dar aveam în spate o povară mare, am căzut în genunchi și am știut că nu pot ajunge. Au venit mâinile acelea, mi-au luat povara de păcate și din nelegiuiri și spunea el, și astăzi sunt liber! A fost botezat anul trecut, vreau să vă spun,
cu atâta dragoste trăiești pocăința, când te prinde în brațe, te strânge ca un urs în brațe. Efectiv, atâi de drag, de frață, aleargă, vrea să învețe, să predice la alți musulmani, să duc într-o... E plin de râvnă pentru Domnul. Pentru că convertirea asta n-avea cum să o fac eu și niciun teolog, că nu știa să-i explice. Dar Duhul Sfânt s-a folosit de rugăciune, slăvit să fie Domnul. Și nu uitați, n-am putut trimite multă vreme misionari în Irak, în Siria. Au venit ei aici și vin prin bisericile noastre, dar suntem prea domni ca să vorbim în limbi. Suntem prea îmbâncșiți de tot felul de învățători care ne spun că asta e pentru vremea apostolilor. Și uite, asta s-a întâmplat în anul trecut la noi. Că Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Rugați-vă, frații mei. Rugați-vă, fiți plini de putere. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să lucreze. E prima acțiune pe care o puteți avea. A doua acțiune este să lucrați pentru Domnul. Lucrați pentru Domnul, în poporul Domnului, cu darul care vi s-a dăruit. Fiecare din voi, când ați fost chemați la pocăință, v-a dăruit Dumnezeu un dar. Și accentuez în ultima perioadă, oriunde ajung, pentru că asta e un lucru important. Foarte mulți plimbăm așa prin biserică, pe postul altora, efectiv îi încurcăm și pe ăia și-și facă treaba, nici noi nu ne-o facem pe a noastră, că nici nu știm ce avem. Permiteți-mi să vă citesc un verset care mă motivează totdeauna când îl citesc și mă face să-mi evaluez viața mea. Pasajul acesta biblic se găsește în Cuvântul Domnului, în Epistola Apostolului Petru, în capitolul 4 cu versetul 10, unde Scriptura spune: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a... M-aș fi așteptat aici ca Biblia să spună fiecare din comitet, fiecare ordinat, fiecare om care are seminar biblic, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a... Nu să pun în discuție tu ai primit un dar. Că te-ai uitat în traista altuia și știi ce are. Că comentezi că ăla-i chemat la asta și nu-i chemat. Tu la ce ești chemat? Pentru că ai ceva. Și frații mei, există o lege în Biblie. Dumnezeu are daruri mai mari. Dar totdeauna, ca să dea darurile mari, verifică credincioșia în ăla mic. Când vii la pocăință, ți se oferă un dar, ți se oferă o slujbă, ți se oferă o chemare în biserică și Dumnezeu evaluează cât slujește ăsta cu darul ăsta, cât de credincios este, cât de ispravnic este pe lucru în credința lui. Și domnul, frații spun, habar n-am, am 20 de ani, nu mă comentez la adresa lui ăla, de ce-o pus cântarea aia, de ce-o pus-o pistolista aceea, de ce-o cântat orchestra atunci, trebuia inversat. Măi, dar ce dar este ăsta? Unde îl găsești tu? Unde îl găsești tu? Când darul e Duhului Sfânt, nu-i. Nu cumva ești comentator muzical, literar, spiritual și nu este darul ăsta. Ți-a dat Dumnezeu un dar, l-ai descoperit? Pentru că vine Domnul și te găsește făcând ceva. Dar de multe ori te găsește băgându-te în dreptul meu că eu am de lucru și tu te bagi în fața mea. Imaginați-vă ce înseamnă, era pe vremea când erau mai tânăr, nu erau cosătoarele astea, cosam cu coasa iarba mare prin grădină. Copilul meu spune, tata, vreau să mă bag și eu în domeniul tău, sau alt frate. Eu cosesc, domnule, în dreptul meu. Nu-i destul că trebuie să fiu atent la brazda mea, te mai bagi și tu cu picioarele acolo. Iubiții mei, de foarte multe ori, mulți oameni nu pot sluji bine în biserică, pentru că sunt o grămadă care-s veniți din lume și alt loc n-au, decât în conducere, la ordinare, la cutare. Măi, stai în dreptul tău, caută locul tău. S-ar putea locul tău să fie din încurajare, s-ar putea locul tău să fie din bărbătare, s-ar putea locul tău și să fii credincios acolo, Doamne ajută! Foarte mulți nu știu care-i darul, dar l-așteaptă pe Domnul. Ce să-ți răspătească, Domnul? Că ai încurcat pe altul, poate? Ce să-ți răspătească, Domnul? Te-a șugat tare mult? Uită-te ce ți-a dat Domnul. Caută în traista ta. Nu numai căuta în traista ta, cheamă pe frate, măi fraților, la ce mă vedeți voi bun în adunarea asta? Întreabă pe Domnul, fratele meu. Doamne, m-am săturat, am fost la convenția asta, a 27-a convenție. Doamne, vreau să te întreb în modul cel mai serios. Stau în post cu soția mea, stau în post cu copiii mei. Doamne, descopere la ce m-ai chemat. Că nu mă ajută cu nimic tu să vii pe nord de slavă și eu să nu fi lucrat nici habar n-am care-i darul meu. Am stat pe locul altuia. Am slujit și am încercat să ajut pe ceilalți. V-am mai spus și altă dată despre lucrul acesta și vreau să-l subliniez foarte clar. Când coboară Duhul Sfânt peste
Când coboară Evanghelia peste samariteni, ne spune Scriptura că Filip era acolo în zonă. Biserica din Ierusalim se gândește să trimită la ei pe Petru și pe Ioan, doi dintre cei mai puternici apostoli. M-aș fi așteptat ca biserica din Ierusalim să-i scrie o epistolă lui Filip și spune: băi Filip, tu și așa ai predicat, tu și așa ai făcut minuni, tu și așa ai botezat pe ăștia, pune mâinile peste ei, vezi dacă primezi Duhul Sfânt, nu mai vine Petru și Ioan. Iar dacă nu primezi, trimitem profesioniștii. Vină ăia, acolo și lucrează ei după darul primit. Încearcă tu. Ăia din Ierusalim nu trimit, pentru că știau că Filip îi chemat să predice și să boteze. Punct. Și Filip știa și el. Filip nu a încercat pe la dos, las până vină ăștia, organizez eu ceva. Nu. Eu știu că-s chemat la asta și trebuie să fiu credincios peste lucru încredințat mie. Amin. Vine Petru și Ioan. Când vine Petru și Ioan, m-aș fi așteptat să stipuleze Scriptura, Petru și Ioan, i-a spus lui Filip: hai băi și tu cu noi, oricum Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor noastre, că avem darul ăsta special, dar ăștia nu știu, pune-ți și tu mâinile aici la grămadă aceasta a slujitorilor. Nu găsim nicăieri lucrul ăsta. Pentru că Petru și Ioan știa la ce-i chema Filip, Filip știa la ce-i chemat el. V-aș ruga tare mult când aveți ungeri cu un de lemn, când aveți slujbe, când aveți ceva, nu tot faceți ecumenismul ăsta interpastoral. Chemați pe oamenii care trebuie, Doamne ajută! Eu nu mă supăr niciodată, nici nu știu problemele omului respectiv. Nici nu știu situația de acolo. Când faci lucruri de astea, fă cu oamenii abilitați care știu, în mod special păstorul local, slujitorii locali, oamenii care au muncit acolo, care pun inima acolo, și toți ceilalți ne rugăm cu mâinile sus Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea. Nu trebuie schimbate lucrurile astea. Bine să primești Duhul Sfânt, lucrurile sunt extraordinare acolo, frumos, deosebit, și Filip rămâne păstorul bisericii. Pentru scurtă vreme, că vine un înger al Domnului și îi spune: Filip, las tot, scoală-te și du-te pe drum care coboară la Ierusalim, la pustiu, și care la momentul ăla era pustiu, era gol, nu era nimeni pe el, pentru că famine abia se pornise de la Ierusalim. Și spune Scriptura, Filip n-a întrebat prea mult: Doamne, de ce să-i las eu pe ăștia aici, asta e biserica, uite ce evlan, efervescență, cine știe în bucuria asta lor s-ar putea cineva... Nu, nu, el și-a dat seama că biserica rămâne în mâna Domnului, că Filip mai trăiește sau moare, Hristos își zidește biserica, slăviți vie numele. Că atare s-a sculat și a alergat pe drumul ăla, vede în depărtare un car, Duhul Sfânt îi spune: ajunge carul ăla, Filip ajunge și face chemarea lui, predică și botează. Acum lasă pe ăsta să se ducă, domnule. Băi, Filip, dar tu n-ai văzut că trebuie Duhul Sfânt? Tu n-ai văzut aspectul ăsta? Oprește-l pe ăsta, spui: băi, eu am făcut ce am știut eu, dar am văzut că sunt niște oameni care pun mâinile sau se roagă și oamenii primesc Duhul Sfânt. Uite, hai să încercăm acum, dacă pot primi, bine, dacă nu, se va întâmpla altă dată. Filip nu trece cu îndrăzneala lui peste lucrul ăsta, el rămâne la chemarea lui. Cum l-a adus pe el cineva pe un drum pustiu să facă chemarea lui și slujba lui, la fel mai târziu Domnul poate aduce pe cineva ca omul ăsta să fie plin la împărăteasa Candace când va guverna ca ministru de finanțe în locul lui. Iubiții mei, aș vrea să te întreb, ce chemare ai? Pentru că eu n-am dreptul să mă amestec în lucrarea ta și tu n-ai dreptul să te amesteci în lucrarea mea. Eu sunt unic în lucrarea mea, fratele Fazecaș e unic, fratele Gabi e unic, fratele Ionel e unic, fratele Varadin e unic, noi ne putem ajuta din când în când, dar fiecare trebuie să fie găsit credincios în lucru, încredințat lui. Amin. Asta îmi dă frisoane. Asta mă face să mă gândesc: Doamne, mi-am îndeplinit tot cuvântul? Asta mă face să mă gândesc: atunci când accept să mă duc undeva, este voia ta? Asta mă face să mă gândesc: atunci când accept o funcție sau o slujbă într-o altă biserică, este voia ta? Eu nu vreau să mă bag în lucru altuia și nu vreau să devin ineficient împânzindu-mă în toate lucrurile și ne făcând nimic bun. Doamne, dă-ne înțelepciune, Doamne ajută! Ultimul aspect, frații mei, pe lângă rugăciune, pe lângă să lucrezi pentru Domnul cu darul pe care l-ai primit, fii atent și veghează că poți ajunge până aici. Până la nivelul ăsta, să ai ținută, să ai atitudine, să te rogi și să lucrezi cu darul, dar să nu fii veghiator. Veghează! În cartea Apocalipsului se spune: păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Poți să pierzi cununa la sfârșit de drum. Poți să pierzi totul la sfârșit de drum. Pentru că n-ai păstrat ce ai. În dorința și în nemulțumirea noastră de multe ori din biserică, la darurile pe care le-au frații, la slujbele și ordinările pe care le-au alții, la
lucrurile grozave pe care le-au alții, pământești și firești. Câteodată uităm lucrurile frumoase pe care ni le-a dat Dumnezeu. Uităm de soții, uităm de copii, uităm de paza Domnului, uităm de ocrătirea Domnului și o nemulțumire cuprinde biserica din toate punctele de vedere. În nemulțumirea asta, uitându-ne după altora, vine hoțul și fură. Eu l-aștept pe Domnul, dar vine hoțul și fură valorile pe care eu trebuie să le prezint. Și când vine Domnul, e îmbrăcat cu lumină, Doamne, aici nu mai sunt. Le-a luat. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Când ai venit la pocăință, ți-a dorit Dumnezeu o bucurie pe care o vedeau ăștia de la distanță. E efectiv, poate te numeau zâmbăreț în continuu. Spuneau, domnule, are amendă, l-a prins radul, dar zâmbește. E efectiv, și-o dat cu ciocanul peste deji, dar zâmbește. Dar oriunde te duci era și întrebai, băi, dar nu pot să mă abțin. M-a mântuit Dumnezeu, mântuirea Lui, mi-a dăruit-o. Nu mai ai acum. Ce ți-a știrbit bucuria mântuirii? Spunea zile trecute un frate slujitor și am dat dreptate. Dumnezeu nu ne dă bucurie, dar ne dă motive să ne bucurăm. Da, noi alegem dacă ne bucurăm sau nu. Ne dăm motive. Evreii au o grămadă de sărbători. Sărbătoarea Paștelui, care arată lucrurile prin care au trecut ei. Sărbătoarea corturilor, care arată lucrurile prin care au trecut ei. Toate sărbătorile lor sunt legate de ceva ce s-a întâmplat. Există o sărbătoare, Purimul, care nu are legătură cu ce s-a întâmplat, cu ce putea să se întâmple și nu s-a întâmplat. Puteau să fie decimați ca națiune și nu s-a întâmplat. Și ei sărbătoresc Purimul. Puteau să fie nenorociți și dispăruți din harta națiunilor lumii. Putea să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Puteai să ai accident, dar nu s-a întâmplat. Asta înseamnă că ai sărbătoarea ta a Purimului. Slăvit să fie Domnul! Ai învățat să te bucuri de ea? Copilul tău se putea îmbolnăvi de o boală terminală, dar nu s-a întâmplat. Poți să te bucuri de asta? Pentru că sunteți focalizați pe altceva. Pierdem bucuriile astea mici. Pierdem cântarea din familie, pierdem rugăciunea, pierdem părtășia cu frații, pierdem marța sau miercurea seara de rugăciune, pierdem o grămadă de lucruri scumpe pe care le-am avut. Și dacă nu suntem atenți și nu veghem, vine cineva și le fură. Anturajul pe care îl avem ne îndeamnă spre o anumită zonă. Văd din ce în ce mai mulți oameni că privesc și din nefericire și corpul pastoral încurajează lucrul acesta a formelor de autoritate în biserică și a elitismului. Dom'le, suntem parcă persoane care plutim prin aer. Suntem oameni, frații mei. Avem nevoie de rugăciunile voastre. Avem nevoie de încurajările voastre. Suntem oameni, doar atât. De foarte multe ori suntem încurajați, domnule, avem niște profesioniști care îi ordinăm, care stau ca chirurgii spălat pe mână și dacă copilului meu sau nevestei mele la 2 dimineața e rău, eu nu mi team spumâinile peste el, că moare, dar chem profesionistul nostru. Ăla trebuie să păzească de orice. Ăla n-are voie să-i nerveze. Ăla n-are voie să împrumute bani și nu-i dea înapoi. Ăla trebuie să trăia, dar noi ne putem permite la jumătăți de măsură. Frații mei, toți suntem preoți. Amin? V-aș ruga tare mult, înainte de a chema păstorul sau ordinatul din biserică, pune-ți tu mâinile peste copilul tău și peste nevasta ta. Trăiește cu responsabilitate că atunci când ești pe santier să ai mâinile curate, că atunci când ești în anturaj să ai buzele curate, că atunci când Dumnezeu vorbește prin tine să fie da și amin și să poți vedea un dar de cunoștință pe care ți-l descopere Domnul, că îi pui la dispoziția Domnului cu mâinile tale cu care zidești, îi pui gura și Dumnezeu începe să vorbească și ne dăm seama că mai avem un dar de cunoștință, de deosebire a Duhurilor, pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi, slăvit să-i fie numele. Veghează ce ai, fratele meu. Domnul Iisus este gata să vină. Vreau să închei mesajul meu cu o rugăciune pe care o facem în Duhul nostru și în inima noastră și probabil o va continua la finalul slujbei din dimineața aceasta. Doamne, ajută-ne să fim gata. Noi, copiii noștri, familiile noastre, Tu ești gata să revii. Toate semnele le-am auzit, sunt clare în fața ochilor noștri. Tu ești gata să vii pe nori de slavă, să ne arăți împărăția Ta, să ne dai moștenirea. Dar, Doamne, ajută-mă să fiu gata. Ajută-mă să-mi identific locul, ajută-mă să fiu credincios peste locul respectiv și ajută-mă, Doamne, să veghez lucrurile pe care mi le-ai dat, să le păzesc până la capăt, ca să fiu gata când Tu vei veni. Amin.